Sporting Stănești-Corbi este o echipă cu pretenții în cadrul campionatului județean de fotbal, bătându-se tot timpul pentru un loc pe podium. Cu toate că obiectivul este acela de a încheia campionatul în primele trei echipe, promovarea nu este o opțiune în prezent pentru administrația locală. În planurile de investiții ale primăriei Corbi nu intră și suplimentarea fondurilor pentru echipa de fotbal. În următorii ani se va investi mai mult în infrastructură. Cu toate acestea, în comună sunt organizate frecvent diferite competiții sportive. Printre acestea s-a numărat și Cupa Satelor la fotbal, eveniment fotbalistic menit să trieze jucătorii din comună pentru alcătuirea unui lot competitiv pentru principala formație a comunei, numai cu jucători ai comunei Corbi, care să facă performanță în anii ce vor veni. Echipa Sporting Stănești-Corbi, după cum știți, s-a clasat pe locul 2 la finalul campionatului. Eu zic că este un loc meritos și meritele sunt ale tuturor celor care se ocupă de organizare, celor care se ocupă de conducere. Vorbesc de asociație și de președintele Grigoriu Vasile, de antrenorul Comănescu Costinel și, bineînțeles, de jucătorii. Acum, noi vizăm oricum primele locuri, nu neapărat locul 1, dar primele locuri le vizăm și în următorul campionat. Jucătorii încercăm, din ceea ce vedem astăzi aici, încercăm să promovăm oameni chiar din comună, din teritoriul nostru. Dacă nu, bineînțeles că vom juca și cu alți jucători din jurul comunei. Iar dacă la anul o să fim locul 1, 2, 3, e ok. Nu vrem să promovăm, pentru că să promovezi într-o ligă superioară trebuie să întâlnești de condiții, iar aceste condiții nu le putem asigura în următorii 2 ani de zile, 3 cu siguranță, pentru că avem și alte priorități în comuna Corbi, iar trebuie să ținem seama de ele.